Locul unde s-a desfășurat exercițiul a fost clădirea neterminată aflată în spatele Consiliului Județean. Iar scenariul a fost următorul. Pe 28 noiembrie, ora 10, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter în zona de sud-est României. În Giurgiu, cutremurul a fost resimțit cu o intensitate de 7 grade pe scara Mercalli și a provocat prăbușiri parțiale ale pereților interior și exterior ai blocului 113 de pe strada Petre Ghelmez. Fragmente din pereți au căzut în exterior peste mai multe persoane și au blocat totodată și intrarea în bloc. În zona afectată, ca urmare a seismului, s-a fisurat coloana de alimentare cu apa imobilului. În urma executării recunoașterii de către grupa operativă sosită la fața locului, se constată că în interiorul blocului sunt rămase blocate mai multe persoane, cel puțin 10 dintre ele fiind rănite. Se constată că la nivelul blocului de locuit sunt mai multe victime. Casa scării este blocată. Scara blocului este blocată între etajul 1 și etajul 2. În timp ce se lucra la evacuarea persoanelor rănite rămase blocate în interiorul blocului, trei persoane au reușit să iasă din scara având asupra lor mai multe obiecte. Există indicii că au fost sustrase din locuințele afectate de sistem. Din cauza fisurii unei conducte de alimentare cu gaze naturale și acumulării acestora la etajul 1, scara B a aceluiași bloc, se produce o explozie urmată de un incendiu care cuprinde două apartamente de la etajul 3, fiind pericol de propagare pe orizontală la celelalte apartamente și pe verticală la etajele superioare ale clădirii. Acesta cuprinde două apartamente de la etajul 3, pericol de propagare pe orizontală la celelalte apartamente și pe verticală la etajele superioare ale clădirii. Pe fondul neatenției, neadaptării vitezei față de condițiile de drum și nerespectării regulilor de circulație, conducătorul unui autovehicul care transporta substanțe periculoase pierde controlul volanului și intră în coliziune cu un stâlp, care se rupe și se prăbușește peste autovehicul. Conducătorul auto este rănit și încarcerat în autovehicul. Echipajele UNEL lucrează încă. Potrivit celor de la ISU Giurgiu, cu ocazia acestei activități au fost realizate simultan exerciții de evacuare la toate unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu. Pe timpul exercițiului a fost pus în funcțiune sistemul de înștiințare alarmare, sirene, la nivelul municipiului Giurgiu. La rezolvarea situațiilor tactice au participat alături de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, reprezentanți din cadrul tuturor instituțiilor cu competențe în managementul situațiilor de urgență. Exercițiul a fost considerat unul nu doar de amploare, ci și reușit. Felicit grupa ISU Giurgiu pentru exercițiul care s-a desfășurat mai devreme. Au demonstrat încă o dată că sunt cu adevărat profesioniști. Sper că cetățenii orașului au învățat ceva din asta. Părea a fi un exercițiu, e ca și cum ar fi fost real. O seti se tuplinată în atingite de este. S-a simțit căldura oamenilor care au muncit. O știu, vedem spus răuleni încă o dată să și provede, nu? Iscăm de cașină. A fost un examen pentru noi să angrenăm atâtea instituții și să le punem să lucreze în același timp și în același spațiu. Eu zic că, după știința mea, a fost unul dintre cele mai mari exerciții din ultimii 20 de ani și, așa cum spunea și doamna prefect, o să-l facem cu o periodicitate mai mare decât în trecut, pentru că trebuie să, în primul rând, trebuie să învățăm să lucrăm împreună.